cred că se clienți și cu speranțele imediat împlinite în edituri. Pentru tine, sigur, e foarte greu. Vă spun pentru că știu, sunt tineri studenți care încearcă să publice ceva la lectură și, într-adevăr, se cer niște pagini monstre ca să vadă cum sună textul. În momentul de față am ajuns pentru ceilalți, să zicem, care avem un număr de cărți la activ, n-ar fi asta o problemă, problema a ajuns criza. E ceva paradoxal, în momentul de față sunt foarte multe titluri care sunt ofertante. Eu, de exemplu, mai am un volum de Cortázar pe care am încercat să-l propun și nu găsesc editura. Un volum solid pe care mi l-a dat chiar Vădva de Cortázar. Și pentru traducere și pentru o parte din cheltuielile editurii nu găsesc editură. Aici ce limbă ar fi? Ar fi, din păcate, nu din letonă, din franceză, franceză. Dar autoarea este de acord. Da. Traducerea foarte bună făcută împreună cu ea în franceză și atunci a urmărit textul. Sunt câteva impedimente de acest gen în momentul de față. Chiar editurile foarte bune. Eu am avut o relație și sunt în continuare relații foarte bune cu editura Veland, la care am publicat mai multe titluri. Și aș numi aici, de exemplu, Andres Barba, între scriitorii spanioli, care este cotat de revista Granta, ca fiind printre primii 10 în momentul de față de limba spaniolă. Și am publicat 3 titluri. Sora Cati e un roman, Mâinile mici și acum un volum de povestiri, Bună intenție. Tot ei au scos un volum de Wendy Guerra, o autoră cubaneză, care e poetă și care la primul ei roman a și primit de partea lui Eduardo Mendoza premiul Bruguera pentru roman, se numește Toți pleacă. Deci există pe piață niște titluri formidabile, acum editorii stau să încerce să le vândă și problema este că puterea de achiziție a scăzut și atunci când le propui un titlu, comercialul devine deja un factor care surclasează calitativul, din păcate.